День, уважаемые коллеги. Сегодня очень хороший день. Bună ziua, dragi colegi. Astăzi avem o zi foarte frumoasă, avem o zi foarte simpatică la care participă destul de mulți participanți ai reformei de achiziții publice în Republica Moldova. Noi toți vedem că în ultimul timp este foarte înaltă dinamica de dezvoltare a achizițiilor publice. Deci, transparența acestui sistem prin M-Tender generează multe date. Până acum, nu toate aceste date au putut să fie folosite pe deplin pentru audit, pentru monitorizare, pentru management în baza datelor. Astăzi, însă, prezentăm un instrument care ne va da posibilitatea să analizăm, să gestionăm, să reacționăm în timp util la diferite etape al ciclului de contractare. Noi rugăm toți participanții să fie activi. Noi vom fi o sesiune specială pentru întrebări și răspunsuri. Până atunci, noi rugăm toate aceste întrebări fie să fie notate de dumneavoastră sau să le trimiteți prin chat. De acolo ele iarăși vor fi abordate, considerate. Dacă oricare întrebări nu vor fi acoperite de această sesiune, noi numai decât vom face o publicație adăugătoare în toate resursele, astfel încât toate întrebările să fie răspunse. Noi de asemenea rugăm ca toți participanții, noi avem destul de mulți participanți la această sesiune, la această întrevedere, la această întrunire, vă rugăm să puneți pe mute microfoanele dumneavoastră și să le folosiți doar atunci când vă va fi acordat cuvântul. Acest lucru va fi foarte bine organizat atunci din punct de vedere logistice. Eu propun de asemenea ca toți care au nevoie de traducere acest întâlnire, atunci puteți folosiți limba oficială a țării, rusă și engleză. Dumneavoastră puteți folosi prin Zoom să selectați limba necesară în care vă este util, comod să vorbiți sau să ascultați. Asta e. Și pentru deschiderea acestui turnir, eu ofer acum cuvântul reprezentantului Ministerului Finanțelor, Gabriela Cuni. Vă mulțumesc, Constantin. Eu aș dori pentru început să felicit, cred că pe toți, că astăzi noi, de fapt, vom discuta o foarte bună știre, de fapt, orice achiziții, orice știri cu privire la achiziții publice, nu întotdeauna nască, generează emoții pozitive, pentru că de obicei așteptăm că acest lucru se va referi la anumite probleme, dar astăzi noi vom discuta tocmai soluții pentru multe probleme care se referă la aceste achiziții prin utilizarea informației. De asemenea, e important ca să comparăm care este scara decizii pe care, sau soluții pe care o propunem pentru toți cei interesați ca să primească acces la această informație, cum să o folosească, cum să o utilizeze. Asta este, zicem așa, acum, cred că toți ne-am confruntat cu situații când primim mobilă din IKEA și trebuie să o asamblăm. De fapt, ce avem astăzi acum este practic acest constructor IKEA în care trebuie să investim mult timp, astfel încât să avem anumite abilități, cum să înșurubăm anumite lucruri, cum să asamblăm anumite lucruri. Și, desigur, este foarte bine când acest lucru putem face în store, dar și mai bine și mai util când avem deja anumite instrumente care ne oferă posibilitatea să o facem mai rapid, mai profesional și, de fapt, mai competent, cu alte cuvinte, să primim o analiză de experți care este util pentru cei care nu au experiență. De asemenea, respectiv, eu sper că acest instrument va fi nu doar unul comod pentru cei care știu ce înseamnă aceste achiziții publice și cum se folosesc de această informație, pentru ce și cum, dar de asemenea acest lucru va fi util, eu cred că și pentru cei care intră în această sferă de interes, în acest domeniu, zicem așa, de cunoștințe și organizarea proceselor, pentru care acest lucru poate fi devenit un foarte bun instrumentar pentru a învăța și mai departe. Respectiv, eu exprim recunoștință tuturor care au fost implicați în acest proces. Noi, de fapt, ideea, de fapt,
de a procura sau de a elabora acest IBI pentru Republica Moldova a fost deja nutrită de noi de mulți ani și ne bucurăm că s-a format aceste oportunități, că n-am fost foarte bine sprijiniți în realizarea acestei idei. Din partea, sprijiniți din partea organizațiilor, parteneri, și organizațiile neguvernamentale care au și-au aplicat multe idei, inteligență, visuri chiar, și asta este foarte bine pentru că, știți, acest lucru nu este doar o poziție, zicem așa, critică, productivă, ea aduce, pe altă parte, mult mai multe rezultate pentru societate decât doar prezența unor relații critice, deci este foarte bine că noi am găsit astfel de parteneri productivi și noi finalmente reușim astăzi să prezentăm acest produs. Dincolo de asta, eu nu pot desigur să nu menționez excepții internaționale în domeniul datelor publice, surselor deschise, care ne-au ajutat să creăm acest produs astăzi, veți auzi și veți cunoaște, pentru că ei vor prezenta această soluție. Noi credem că această cooperare va continua și mai departe, pentru că idei cu privire la modul de gestionare a achizițiilor publice, cum să-i organizăm, cum să-i dezvoltăm mai bine, noi avem multe idei de acest gen și eu sper foarte mult că în timpul apropiat vom avea și mai multe oportunități ca să organizăm astfel de întruniri și să avem, să venim cu mai multe știri pozitive pentru societate și mai multe speranțe în faptul că acest proces care poate merge încet, dar totuși aduce bune rezultate. Vă mulțumesc că noi oferim acum cuvântul reprezentantului Băncii Europene de Reconstruire, Reconstrucție și Dezvoltare, domnul Octavian Costăr. Da, mulțumesc foarte mult. Am onoarea să vă salut astăzi în numele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Achizițiile publice constituie o mare parte semnificativă a PIB-ului oricărei țări și, prin urmare, orice pas pentru îmbunătățirea transparenței și eficienței achizițiilor publice are un impact pozitiv enorm pentru cetățeni, pentru țară și pentru mediul de afaceri. Noi suntem astăzi martori în prezent la un progres remarcabil obținut prin eforturile comune ale tuturor actorilor la nivel național. Mediul de afaceri, societatea civilă și guvernul. Urmarea implementării la scară națională a achizițiilor electronice printr-un sistem modern, transparent și eficient de achiziții, M-Tender. Doresc să remarc abordarea transparentă și deschisă a Ministerului Finanțelor în ceea ce privește cheltuielile publice, care rezultă într-un acces mai bun la oportunitățile de achiziții pentru mediul de afaceri, precum și concurența loială în cadrul achizițiilor publice. Implementarea sistemului M-Tender și a politicilor cu privire la datele deschise oferă o informație mai amplă despre piață și creează oportunități pentru o monitorizare mai clară din partea societății. Astfel, planificarea achizițiilor publice este mai eficientă și generează o valoare mai bună a cheltuielilor publice. Utilizarea datelor deschise în conformitate cu standardul datelor de contractare deschise face posibilă utilizarea unor instrumente analitice complexe, implementarea unui sistem automatizat de indicatori de risc pentru depistarea riscurilor de corupție și coliziune, contribuie la depistarea cazurilor de utilizare ineficientă a banilor publici și oferă posibilitatea de monitorizare în timp real a achizițiilor. Nu doar de către organele abilitate, dar și de toți cetățenii care doresc să facă acest lucru. Sunt satisfăcut să remarc progresele utilizării pe scară largă a sistemului M-Tender, dezvoltat și pilotat cu suportul BERT și altor parteneri de dezvoltare și, în special, a valorificării potențialului său enorm la o scară mai largă prin utilizarea instrumentului Business Intelligence, care va contribui și mai mult la îmbunătățirea transparenței și eficienței cheltuielilor publice în Republica Moldova. Vă mulțumesc și vă doresc succes astăzi! Спасибо. Мы передаем слово директору Агенции pentru achiziții publice, domnului Руслан Малай. Pentru mine tot e o mare plăcere să fiu prezent la acest eveniment. Eu aș spune că portalul analitic va permite foarte multe lucruri, în primul rând pentru plătitori de impozite. Cei care plătesc impozite, în alte cuvinte, toți cetățenii Republicii Moldova vor putea
analiza și să vadă cum statul cheltuie banul public. La fel, sistemul analitic va permite și va automatiza lucrul Agenției Achiziției Publice. Noi mai ușor o să putem să colectăm datele și să facem analizele statistice și cu siguranță societatea civilă tot va fi mai eficientă cu acest instrument, va permite să facă rapoarte și să facem informația și datele mult mai transparente. Deci, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi bună. Mersi. Спасибо. Mulțumesc, noi oferim acum cuvântul pentru urmări de salut reprezentantului Open Contracting Partnership, Victor Nistulea. Спасибо большое. Mulțumesc foarte mult, mă bucur să fiu cu voi dumneavoastră prezent la această întâlnire. Îmi pare rău că nu e fizic, dar sper foarte curând acest lucru va fi posibil curând în Chișinău. Organizația noastră sprijină transformația achizițiilor publice, ca ele să devină deschise, eficiente și să ofere respectivele produse, servicii, în primul rând, pentru cetățenii. Lucrul nostru, noi ne axăm, în primul rând, pe datele deschise. Pentru datele deschise, cum se zice, este ca un combustibil nou. În baza acestora, noi putem să elaborăm mai bine politici, să facem un control mai eficient și să facem o monitorizare mai bună și gestionare a serviciilor referitoare la achiziții publice. Noi prezentăm un instrument elaborat noi împreună cu Ministerul Finanțelor, sprijiniță de inițiative pozitive să organizeze civile, dar asta sper că este doar un start în lucrul nostru, în utilizare datelor pentru analiză și pentru transformarea sistemului de achiziții publice. Mersi pentru această oportunitate și mai târziu vom prezenta instrumentul ca atare. Mulțumim, Victor. Noi salut, trecem în sfârșit la sesiunile noastre, al acțiunilor noastre tematice și noi oferim iarăși cuvântul doamnei Cuneva Gabriela pentru ca dumnea ei să vină cu prezentarea problemelor, provocărilor care stau în acest context de control, monitorizare cu privire la achiziții publice în Republica Moldova. Vă mulțumesc. De fapt, cât de just este acest proces, care este cel care reglementează relațiile între societate și stat, sunt foarte, foarte solicitate acum de către societatea noastră. Cred că sunt foarte acute acum, necesare ca tematică, ca întrebare, ca chestiune, pentru că ea este foarte adânc, zicem așa, a penetrat toate sferele de... Eu am citit un reportaj foarte interesant, ridică foarte interesant cu privire la un sondaj între cei care au terminat anumite facultăți și universitare și eu nu că am fost mirată, dar eu atent am citit acest lucru pentru că unul din criterii care a fost... Și de fapt el a fost primar, criteriul care a fost important pentru noi specialiști, tineri specialiști cu privire la patroni, este însăși factorul cât de justă este această abordare, cât de justă este această abordare. Acest lucru este important pentru societate și dacă abordăm acest principiu de justiție asupra achizițiilor publicilor, atunci eu cred că ar trebui să avem niște criterii foarte clare cum să facem just acest proces, care ar trebui să fie liniile directoare, cu atât mai mult că această întrebare este chiar acută, este discutată activ, nu doar la nivel local, dar chiar este discutată în societatea profesională, pentru că cu atât cu mai multe avem inițiative, zicem așa, cu atât mai mult vom avea mai multe evaluări personale partea societății cu privire la ceea ce face statul, atunci cu atât mai multe lucruri concrete apar în acest lucru, cred că destul de complex, dificil, cum ar fi cel ce se referă la justiția proceselor. Și dacă generalizăm, atunci vreau să spun că toți pot fi de acord că când vorbim de justiție, atunci avem în vedere un lucru onorabil,
corect și respectiv cu îndeplinirea drepturilor. Respectiv, este foarte important ca fiecare parte care participă la aceste exerciții publice, ceea ce aici vorbim nu doar despre organele publice statului, care desigur sunt interesate în îndeplinirea funcțiilor sale cuprind acest instrument, cum ar fi exerciții publice. Aici vorbim desigur și agenții economici, care de semne așteaptă că relațiile cu statul vor fi convenabile pentru el, pentru afacerile lor, pentru rezultarea afacerilor. Și în acest proces, de asemenea, și acest lucru este foarte important, este rolul fiecărui cetățean, așa societății care vine cu anumite solicitări de calitate vis-a-vis de acest proces și fiecare din această parte, de fapt, problema noastră, sarcina noastră este ca toți ei să simte că toate procesele cu la achiziție publică să fie juste, adică cu alte cuvinte, toți să-și îndeplinească cu în corectitudine responsabilitățile noastre, onorabil, vis-a-vis de unul, în mod mutual, reciproc. Și, de asemenea, chiar dacă aparent problema este complexă, noi toți putem să o realizăm, pentru că, de asemenea, aș dori să vin cu o altă analogie care este destul de simplu. De asemenea, am observat din lucruri foarte obișnuite ca procese, e cum, de exemplu, 15 ani urmă, noi am mers pe drumurile Chișinău și cum o facem acum, nimic în regulile rutiere nu s-a schimbat, dar o anumită dezvoltare, evoluție pozitivă în societate are loc, când toți înțeles că respectarea regulilor rutiere este despre beneficiu nu doar pentru alții, dar și ție însuși. De asemenea, respectiv respectarea regulilor rutiere, acest însuși înseamnă un bonus adăugător, că ești în siguranță, în securitate, că ești într-un mediu care înțelege toate sfidările cu care te poți confrunta în proces, deci, respectiv acest lucru trebuie să aibă loc și în achiziție. Eu nu cred că noi vom avea niște mari schimbări din punct de vedere a procesului legislativ, adică partea principală de elaborare, dezvoltare a bazei normative, noi deja am făcut toată această rută sau acest drum a fost destul de dificil, dar din 2015 până acum, practic, noi putem spune că la 80% noi am acoperit partea normativă din punct de vedere a documentației care reglementează toate procesele achizițiilor publice și eu cred că aici putem deja spune că dincolo de reguli, fiecare participant are nevoie de înțelegerea acestui pact social, adică să înțelegem în ce măsură noi vom face lucrul nostru onorabil, acest lucru va influența direct rezultatele acțiunilor noastre. Iată de ce orice, să zicem așa, orice inițiativă care va fi direcționată ca acest proces îl face mai inteligibil pentru fiecare participant, fiecare actor, ca acest proces să devină respectiv mai comod. Acest lucru, desigur, ne va accelera foarte mult acest tempo cu care noi vom veni la rezultat scontat, pentru că eu sunt absolut sigur că, indiferent de cât de bine ar fi ceva alcătuit scris pe hârtie, indiferent cum acest lucru ar fi alcătuit, elaborat, cel mai mare lucru trebuie să fie făcut în fiecare dintre noi, în fiecare, inclusiv mă refer la cetățeni, la birocrați, oficialități, pentru că toți lucruim într-o țară și toți suntem interesați ca tot ce facem să fie absolut maximal util pentru cetate, pentru noi și pentru cei care nu sunt indiferenți. Iată de ce ceea ce astăzi au făcut partenerii noștri care noi am cooperat și aici, de fapt, mulți, eu nu vreau să uit pe nimeni, Doamne ferește, pentru că, de fapt, acest lucru este un mare noroc că noi am avut posibilitatea și noi încă și o avem, de fapt, este să folosim un mare bagaj, experiență cu care noi, care foarte împărtășesc cu lucrurile cu noi foarte deschis, pozitiv, mă refer la colegii din alte țări, și cei, adică cetățenii ordinari care aici trăiesc, se confruntă cu problema și mă bucur că aceste probleme nu sunt acoperite, adică sunt ridicate, sunt menționate, respectiv acest mediu este foarte corect, just, care formează niște ghiduri pe noi foarte corecte. Noi mai târziu ne vom opri asupra acest lucru, eu oferi cuvântul și colegii noștri, noi vorbim de strategie, pentru că acest lucru de asemenea va deveni parte a discuției noastre tematice.
Deci ceea ce avem astăzi, ce vom vorta astăzi, este de fapt un mic segment, dar un mare pas înainte, care arată cum noi ne vom învăța să fim, să respectăm corectitudinea. Și acest lucru va avea impact inclusiv acest proces dificil, cum este chestia poliției. Vă mulțumesc tuturor încă o dată, eu sper că acest lucru nu va fi unul, un eveniment singular, vom avea și alte oportunități ca să, ne, ca să venim, zicem așa, cu astfel de întruniri pozitive și, de fapt, ele vor deveni pentru noi o bună tradiție. Sper, vă mulțumesc, mersi de atenție, mersi dumneavoastră, dar dumneavoastră spune foarte corect valorile, prioritățile. Noi oferim cuvântul acum doamnului Raisei Cătorobai, ea este șeful departamentului auditului intern din primăria Chișinău. Secretar de stat, stimați colegi, stimați participanți, sunt foarte bucuroasă să fiu parte a acestui eveniment. De asemenea, am onoarea să salut din numele primarului general al municipiului Chișinău, să transmit mesajul de gratitudine pentru oportunitatea oferită de a fi parte a acestui proiect. De asemenea, vreau să menționez că pentru primăria municipiului Chișinău a fost, este și rămâne o prioritate colaborarea cu Ministerul Finanțelor pe diferite segmente de activitate, inclusiv în domeniul achizițiilor publice. Cu referire la achizițiile publice în municipiul Chișinău, voi puncta câteva aspecte importante, deci mi s-a cerut să spun un pic despre problematică și despre perspectivele noastre de viitor. Procesul de achiziții publice în sine este un proces foarte complex și pe cât de complex, pe atât de sensibil. Ori pentru primăria municipiului Chișinău nu este o diferență. Cu atât mai mult aș vrea să menționez că municipalitatea înglobează mai mult de 150 de instituții care au calitatea de autoritate contractantă în conformitate cu prevederile cadrului legal. Aici vorbim de primăria municipiului Chișinău, vorbim de preturile de sector, direcțiile de specialitate, instituțiile de învățământ cu autonomie financiară, instituțiile medico-publice sanitare, întreprinderile municipale, societățile pe acțiuni cu cotă de participare, deci toate au statut de autoritate contractantă. Evident că la nivelul fiecărei entități există grupuri de lucru, grupurile de lucru sunt diverse în funcție de structura organizatorică și de complexitatea domeniului de activitate. Evident că pentru a monitoriza un proces de achiziție la nivel de municipalitate de o asemenea anvergură nu este foarte ușor. Eu activez în audit intern din anul 2010 și aș vrea să menționez că prima noastră misiune de audit intern a vizat procesul de achiziții publice. De atunci, practic, an de an efectuăm misiuni de audit în domeniul achiziției publice, achizițiilor publice, doar că nu putem cuprinde toate autoritățile contractante, dar în funcție de nivelul de risc selectăm pe cele mai cu nivel de risc mai înalt. Din păcate, sunt anumite aspecte problematice care perpetuează de la an la an. Principala problemă care o vedem noi cauza acum la nivel de municipalitate este că nu avem un departament specializat în domeniul achizițiilor publice la nivel de municipalitate. Deci, primăria municipiului Chișinău este în proces de identificare a anumitor soluții acum pentru a, în contextul reorganizării structurii organizatorice și a reformei instituționale, pentru a institui un departament și pentru a centraliza în măsura posibilităților procesul de achiziții publice. Ce ne dorim noi să obținem prin centralizare și prin crearea acestui departament? Deci ne dorim să avem un departament cu specialiști bine pregătiți, care să știe cum să achiziționeze, pe de o parte. Pe de altă parte, ne dorim ca celelalte departamente care sunt beneficiari ai bunurilor publice să știe cum să identifice necesitățile, cum să le descrie, astfel încât să reușim să avem
organizat un proces de achiziții publice în conformitate cu prevederile cadrului legal și nu doar să asigurăm eficiența utilizării banului public în contextul sau în cursul desfășurării procesului de achiziții publice. Sperăm că de perspectivă nu foarte îndepărtată, cel puțin până la sfârșitul anului, ne dorim să avem instituit un asemenea departament și încetişor să-l punem pe roate. Cu referire la instrumentul care se lansează azi, colegul meu, Constantin, de aici mi-a zis că pentru auditul intern instrumentul va fi ca o rachetă. Cu siguranță, pentru că pentru noi este foarte important să avem anumite instrumente deschise cu care putem manevra și putem să le utilizăm pentru extragerea anumitor date, pentru testările pe care le efectuăm noi. Eu aș zice că instrumentul care se lansează astăzi va fi o gură de aer și pentru toți managerii care sunt dornici de a se linia la principiile bunei guvernări și de a asigura o monitorizare cât mai strictă a procesului de achiziții publice. Nu pot să nu menționez angajamentul conducerii primăriei municipiului Chișinău pentru a avea un proces de achiziții publice cât mai transparent, cât mai eficient, ori scopul de bază al unei autorități publice locale este prestarea unor servicii publice de calitate. Dar la baza acestor servicii publice de calitate stau și achizițiile publice performante. Cu cât mai performante și mai de calitate sunt achizițiile publice, cu atât mai de calitate sunt serviciile finale pe care noi le prestăm. Mi-pun toată speranța că instrumentul respectiv va fi unul foarte util atât pentru auditorii interni, pentru manageri și inclusiv, așa cum au menționat colegii, pentru societatea civilă și toți participanții la proces. Felicitări pentru acest instrument util și într-un ceas bun să fie. Спасибо большое, очень ценно. Мы передаем... Mulțumesc foarte mult, cu adevărat este foarte valoroasă această intervenție. Acum o să transmit cuvântul unui expert internațional IT, care este reprezentantul companiei Studio. Este unul dintre dezvoltatorul sistemului Mtender, Pavel Boroda. Bună ziua, stimați colegi, mulțumesc, eu sunt foarte încântat să fiu alături de dumneavoastră astăzi. Rolul meu este să vă povestesc astăzi pe scurt despre acest sistem M-Tender în contextul datelor deschise, a posibilităților datelor deschise și a perspectivelor celor mai apropiate de dezvoltare în legătură cu beneficiile acestui sistem, care poate să apară ca și instrument de achiziții electronice și cu permisiunea dumneavoastră, cum o să beneficiez de posibilitatea de a vă demonstra slide-uri. Deci, acest sistem M-Tender este ceva foarte bine cunoscut pentru noi toți. Este un sistem cu care noi lucrăm deja de mai mulți ani în rând. Practic, deci de o manieră cotidiană ne ocupăm de întrebări care țin de ameliorarea de servire, întreținerii, curente, menținerii, curente, cu scopul de a implica cât mai mulți participanți, fiecare zi, atunci din mediul profesionist, cât și din cel tehnic, inclusiv și din Republica Moldova, colegii mei de la CITIV. Tot mai mult și mai mult iau aceste cunoștințe, în special privitor la oportunitățile, posibilitățile acestui sistem, apare în permanent întrebarea dezvoltării, ceea ce inspiră evident o mare încredere în acest sistem. Din punct de vedere a funcționalității, de câte cunoaștem cu toții astăzi, acest sistem M-Tender acoperă o parte destul de semnificativă a procesului de achiziție, care de fapt este reprezentată de 5 componente diferite, începând cu posibilitățile de planificare, control, distribuire, cheltuieli și contractare a măsurilor și a resurselor, în primul rând, vorbim despre cele de bugetare. Deci este vorba de instrumente de planificare care poate câteodată nu au toate
deci care permit de asemenea să fie implicate aceste sisteme la nivelul de afaceri în diferite instituții, în organizațiile publice. Cu adevărat este vorba despre un întreg șir de proceduri, achiziții sau metode de achiziții care permit să avem niște proceduri competitive pe un diferit diapazon de costuri, deci așteptate, care depășesc pragul național în conformitate cu legislația. Este vorba de un mecanism de licitații electronice care sunt opționale, dar de fapt accesibile pentru fiecare organizație care își dorește să se alăture, să se conecteze, mă rog, sau să nu se conecteze la acest sistem. De fapt, este vorba de un mecanism care se bazează, de asemenea, pe factorul prețului. Cu toate acestea, acest volum funcțional ne permite să vorbim despre faptul că în fiecare zi și în fiecare minut, de fapt, acest sistem Entender generează o cantitate enormă de informații. Deci chiar în baza la ceea ce avem astăzi numai. Deci avem vreo 700, cred că, de atribute de date publice care în regim online, deci în regim în regim de timp real, permite să deci poate să transmită aceste date. Deci cam este vorba totuși de un volum destul de semnificativ de date, chiar care este comparabil cu nu doar țările noastre, dar țările din regiune și din lume. Putem zice că este într-adevăr ceva mult, ceva semnificativ și de fapt din start, acesta este unul dintre scopul sistemelor Entender, de a face aceste date publice, nu pur și simplu accesibile, dar publice, anume în definiția open data, open data. Și datorită faptului că putem să implementăm acest standard, deci noi am reușit să facem acest lucru și acest lucru este deja aprobat. Eu cred că mai târziu colegii mei o să vă arăt o prezentare care o să vă convingă mai bine despre ceea ce zic eu. Dar cu toate că am vorbit mult, aceasta încă nu este totul ce am vrut să vă comunic. Deci, planul de îmbunătățire, de meliorare a dezvoltării Entender, deci este următorul. Deci, eu v-am arătat deja un slide la care urmează încă să se alăture un bloc întreg de un bloc de instrumente care o să permite să îmbunătățim și mai mult instrumental mecanismul de achiziții electronice în Republica Moldova. Pe de altă parte, ele vor facilita și vor simplifica foarte considerabil viața părților la procesul public. Este vorba atât de cei care comandă, cât și de, este vorba și de agenții economici. Și, de fapt, în așa caz se multiplică volumul de date deschise pe care îl generează acest sistem de Entender. Și, în mare vorbind, volumul acestor ameliorări poate să fie descris în felul următor. Deci, pe de o parte, avem niște hotărâri care ne permit să organizăm achizițiile în mai multe etape, deci cu posibilitatea de a duce negocieri sau de a trece faza de proceduri cu acei agenți economici care au trecut procesul de calificare. Este vorba de un întreg bloc de instrumente care are legătură cu achizițiile centralizate, începând cu analiza necesităților, bugetelor și analiza planurilor de achizițiilor necesare, în baza cărora mai târziu putem să producem deja fie că niște proceduri competitive, fie că putem să folosim mecanismul de acorduri cadru, ceea ce ar permite, de fapt, să creăm o piață temporară, clară, a unor categorii concrete, dar și să avem niște achiziții care să fie mult mai eficiente în baza achizițiilor care se repetă permanent. Noi lucrăm acum și la mecanismul catalogului electronic pentru cele categorii de mărfuri care nu reprezintă o mare complexitate tehnică din punctul de vedere a achizițiilor, dar care totuși creează un mare val de necesități.
Este vorba, de exemplu, de mărfurile de la consum sau cele de consum zilnic, adică toate cele chestii care sunt de parte simple, foarte deseori se produc achiziții, ele nu sunt scumpe, în toată lumea există, deci diferite instrumente care permit că aceste achiziții să se facă foarte rapid și practic în regimul în care funcționează niște magazine internet obișnuite. Acum, instrumentul nostru, apropo, este la etapa de testare și altă componentă importantă este apariția în entenderea mecanismelor de evaluare, care se bazează nu doar pe mass media, dar și pe alte criterii. Criterii, cum ar fi, de exemplu, legate de costul total al ciclului de viață, adică e în baza unor metodologii mult mai complexe care permit să ne orientăm nu doar pe preț, nu doar la preț. Încă două componente importante care, din păcate, sunt lipsă acum și în sistem, dar și în legătură cu datele deschise și analiza informației deschise, mecanismul contractului electronic, pe care noi mizăm foarte mult, să-l avem gata în viitorul cel mai apropiat în sistemul Entender și care ne va permite cumva să finalizăm acest proces de achiziție în baza logicii business, în baza logicii de afaceri, fiindcă deocamdată chestia aceasta nu avem. Și următoarea întrebare la care se poartă discuții deja de timp îndelungat, noi deja ne-am apropiat de realizarea lui, este ciclul de implementare a contractului, în special dacă ținem, vorbim despre controlul facturilor, plăților și așa mai departe. Adică scopul este să putem să reflectăm în sistemul Entender, nu doar procesul de achiziție, dar și modul în care sunt implementate rezultatele acestui proces de achiziție. Deci în ce măsură, în ce volum sunt implementate și care sunt rezultatele sau consecințele finale. Realizarea tuturor acestor blocuri, din punctul nostru de vedere, cel puțin de două ori va spori volumul datelor care o să beneficieze de catalogarea de publice, deci în sfera de achiziții în general în Republica Moldova, fiindcă asta va da posibilități suplimentare pentru analiza și dezvoltarea instrumentelor de tipul celor menționate și de tipul celor care Victor foarte curând sper o să le prezint împreună cu colegii săi. Cam atât am vrut eu să vă spun. Vă mulțumesc foarte mult. Încă o dată vă mulțumesc pentru posibilitatea de a fi alături de dumneavoastră. Eu consider că acest eveniment este unul foarte interesant, util și necesar. Mulțumim, lui Pavel. Acum o să-i dăm cuvântul expertului internațional, reprezentantului sferei finanțelor, domnul Vladimir Rodionov. Bună ziua, dragi colegi! Eu am pregătit o prezentare mică, scurtuță, conceptuală pe acest sistem Entender. Da, câteva momente tehnice pentru prezentare ca să aibă acces toată lumea. Da, suntem gata, mulțumesc. Da, CTIF. CTIF este operatorul tehnico-operațional și este o organizație de stat. Fiindcă îndeplinește sarcina de a ține registrul Entender și, de asemenea, înregistrează registrul, oferă posibilitatea pentru conectarea unor participanți autorizați la acest registru, asigură volumul de plin al registrului, dar, de asemenea, protecția datelor, la fel ca și monitoringul și accesul la datele din registru. Următorul slide. Spațiul tehnic al Entender reprezintă, de fapt,
reprezintă două nivele. Pe de o parte avem platforma electronică de achiziții, platforma electronică de achiziții care, datorită legăturii cu baza centrală de date, asigură interfața de muncă pentru subiecții autorizați care participă în procesul de achiziții publice, achiziții de stat, și a doua parte este o bază de date centrală care este plasată pe platforma în cloud și este menită pentru păstrarea datelor și a procedurilor a achizițiilor de stat. Asigură sincronizarea datelor și prestarea lor către utilizatorii externi. Între ei avem middleware, deci avem programul și platforma M-Connect, care permite să se circularea datelor dintr-un registru în altul. De fapt, arhitectura acestei platforme este alcătuită dintre moduluri funcționale și nefuncționale. Și, de asemenea, este alcătuită din interconexiuni la registrele de stat și serviciile de stat, cum ar fi, de exemplu, MPA, MSign, MPAS și MNotify. În partea din stânga, puteți să vedeți conectarea clienților la această platformă. Această conexiune se face prin intermediul API. Pot să fie ONG-uri, pot să fie alte tipuri de utilizatori. În partea dreaptă, vedeți niște terenuri de semne care pot să fie conectate prin intermediul API. Următorul slide, vă rog. Aceasta este schema generală de flux de informații general în procedura de achiziție, adică vedeți ciclul de viață a procedurii de achiziții de stat. De achiziții publice, vedeți, aici avem practic o abordare standard față de acum interacțiunea M-Tender cu sistemele informaționale de stat presupune deci aici avem sistemele informaționale conectate, impozitul de stat, sistemul informațional al trezoreriei și de asemenea, avem aici conectarea și la registrul informației criminalistice și criminale. Cum am menționat anterior, M-Tender, de asemenea, interacționează cu serviciile e-guvernării, cum ar fi e-factură, M-Pass, M-Notify, M-Sign, M-Log și M-Connect. Structura acestei platforme M-Connect, de asemenea, presupune diferite tipuri de date care circulă dintr-un registru în altul. Aici vedeți exemple de structurile de date de la platforma M-Connect. Mulțumesc foarte mult! Aceasta a fost pe scurt, foarte conceptual. V-am demonstrat cum funcționează sistemul M-Tender, care este deci, acest spațiu. Dar sperăm să avem o colaborare de durată cu partenerii din domeniul achizițiilor publice. Mulțumesc mult! Mulțumim! Mulțumim mult lui Vladimir. Cu adevărat, ne-am convins că acest sistem M-Tender este un sistem foarte complex care aduce atingere la mai multe aspecte ale ciclului contractual, dar înainte de a trece la prezentarea instrumentului datorită căruia noi astăzi ne-am adunat, vreau să menționez câteva aspecte importante pentru organizația noastră. Eu reprezint organizația pacientală Inițiativa Pozitivă și noi suntem, de fapt, cei care protejăm drepturile pacienților, apărăm dreptul lor la viață, dreptul lor la un tratament eficient. Deci, înțelegem foarte bine că noi, de fapt, dacă ne îngrijim de ajutor oamenilor, pacienților, deci, de fapt, acest ajutor depășește foarte mult limitele cu care ne-am obișnuit noi. Dacă vorbim despre achizițiile publice, fiindcă vorbim despre achiziții și a medicamentelor și a tratamentelor și a măsurilor de protecție, deci ele, toate acestea au un impact direct asupra timpului în cadrul care se acordă asistență pacienților care au nevoie de ajutor, modul în care le se oferă acest ajutor, de ce calitate este ajutorul. În perioada pandemiei COVID ne-am ciocnit în special de aceste probleme.
pandemie a devenit un catalizator care ne-a permis să identificăm aceste aspecte pe care noi de fapt le cunoșteam, dar le lăsam cumva sub formă de chestii importante, dar nu foarte urgente. Dar acum înțelegem tare bine că transparența, analitica, auditul, un control cât mai bun, cât mai de calitate, cât mai oportun. Deci toate acestea sunt întrebări arzătoare care trebuiau să fie rezolvate încă ieri. Noi toți sperăm foarte mult că acest instrument pe care o să-l prezentăm o să ne permită să mai facem încă un pas spre o folosire și mai eficientă și mai transparentă a bunurilor publice. Înțelegem că acest instrument este doar un tablou, doar o imagine cu anumite date. Mult depinde de oamenii care fac uz de acest instrument, dar mult depinde de deciziile care vor fi luate în baza datelor generate de sistem și încă multe, multe lucruri trebuie să le facem toți împreună. Cu toate acestea, ceea ce vedem astăzi deja este că datorită deschiderii Ministerului Finanțelor, datorită suportului statului, a partenerilor de stat, datorită unei implicări active a sectorului civic, a partenerilor internaționali, noi ne mișcăm foarte rapid spre reformarea procesului de achiziții publice. Și acum îi dăm cuvântul domnului Victor Nestulie. Mulțumesc, Constantin! Foarte interesant să auzim care au fost planurile de dezvoltare a sistemului MTNDR. Înțeleg că acum MTNDR are un stăpân și poate în sesiunea de întrebări-răspunsuri ar fi bine să auzim dacă există anumiți termeni, dacă există un calendar privitor la care ține de acest sistem, fiindcă el evident va aduce atingere la mai multe aspecte, dar deocamdată voi trece la demonstrarea instrumentului ca atare. Instrumentul despre care vorbim și vă voi spune pe scurt că Italia Moldovei de a folosi aceste date deschise contractuale a început încă în 2015, când Agenția Achiziții Publice împreună cu Ministerul Finanțelor, cu suportul Băncii Mondiale, a dezvoltat un portal de date deschise pentru sistemul său și atunci a apărut posibilitatea de a analiza informația generală, indicatorii generale a sistemului SIRSA. Adică era deja abordare față de deschidere și de înțelegere a importanței datelor deschise. Acest lucru deja a fost formulat de mult în sfera de achiziții publice din Republica Moldova și noi salutăm acest lucru. Acum, pe măsură ce s-a dezvoltat sistemul MTNDR, în Republica Moldova au apărut mult mai multe date deschise. Începând cu anul 2016, sistemul, așa cum a zis Pavel, practic generează mai bine de 700 de unități de date. Ca să vă arăt cum arată aceste date, iată, eu am deschis acum naborul de indicatori, am deschis cu setul de indicatori a procedurilor, deci dacă dumneavoastră o să treceți acest indicator la o procedură concretă, o să vedeți aici un set întreg de elemente care de fapt conține schema unei proceduri concrete. În Moldova deja există servicii care au început să folosească aceste date deschise din sistemul MTN. Aceasta este și portalul Revizia, care a elaborat sistemul de indicatori de risc, de care se folosesc unele organizații de stat deja și unele organizații ale societății civile, sistemul Open Money, care de asemenea folosește datele din sistemul MTN, dar pentru a identifica beneficiarii și proprietarii campaniei care deci beneficiați de aceste date și acum noi vă prezentăm modulul analitic care de fapt folosește doar un pic mai puțin de 100 de câmpuri din sistemul tender, în timp ce am zis că în sistemul iată această organizație Open Contracting Partnership încearcă să se dezvolte numai pe baza sistemului de baze de date deschise cu sprijinul Republicii Moldova, Ministerului Finanțelor. Deci acum o să vă dăm și o referință la așa numită Innovation Challenge. Dumneavoastră o să aveți posibilitatea să participați în acest eveniment al nostru și să obțineți și suport financiar pentru dezvoltarea instrumentelor analitice. Dar acum o să trec direct
la treabă să arăt instrumentul pe care noi l-am dezvoltat și acest instrument o să devină public imediat după epuizarea evenimentului de astăzi, iar referința, link-ul pentru acest instrument o să-l expediem absolut la toți partenerii și sperăm că partenerii mai departe vor împărți acest link cu alți participanți. Deocamdată, noi nu avem un training special care să fie elaborat pentru ziua de astăzi sau de mâine, dar noi neapărat vom avea și sesiuni de instruire de training prin acest instrument, dar deocamdată vă dau o privire generală ca o excursie, astfel încât că dumneavoastră după eveniment, în momentul când o să vreți accesați acest instrument, să aveți deja o înțelegere de bază a modul în care funcționează acest instrument și ce ați putea obține din el. În primul rând, pot să vă spun că acest instrument astăzi este disponibil în engleză și în română. Noi deja am primit solicitarea să-l traducem în rusă. Vom vedea dacă reușim să implementăm acest lucru, dar dacă doriți să schimbați limba, partea de sus, din dreapta, vedeți acolo posibilitatea de a schimba parametrii lingvistici de la română la engleză, să treceți. Parametrii puteți arăta și în valută diferit, în lei moldovinești, dolari americani. Astăzi o să vă arăt în engleză această prezentare ca să vedeți ce există în acest instrument deocamdată. În primul rând, avem un așa numit dashboard, deci de bază, care vă arată cantitatea de licitații și de loturi. De asemenea, putem să vedem care este costul comun, deci așteptat în miliarde de dolari. Putem să vedem de asemenea care este costul contractelor desemnate, atribuite în timpul procedurii. Bine, nu spunem de contracte, spunem de atribuiri deocamdată. Noi putem să vedem cantitatea de achiziționari, de asemenea care folosesc sistemul M-Tender, vedem cantitatea de participanți care măcar o dată au depus o ofertă în cadrul licitațiilor din sistemul M-Tender. Putem să vedem aici numărul de propuneri la fiecare lot și numărul de furnizori. Da, de exemplu, 2300 furnizori. Deci avem niște indicatori de bază, cum ar fi numărul general de cumpărători, din numărul de proceduri la fiecare dintre categoriile a clasificatorului CTV. Aici vedem și dinamica după timp, calendarul, vedeți aici datele din ianuarie 2019 și până acum. Deci putem să vedem câte proceduri au fost anunțate și geografie în care regiune, în care raion au fost anunțate procedurile cu posibilitatea de a trece la diferite alte domenii de informații, detalii privitor la metodele, la acoperire, la sume, să vedem ce fel de licitații, sub prag sau peste prag, dar în cadrul pragurilor naționale sau dacă se încadrează în pragul european, așa numit, dacă depășesc acolo suma de 132.000 de euro. Bine, acum începem această excursie cu modul analitic. Deci fiecare element al modulului analitic este interactiv. Dumneavoastră, printr-un click, puteți imediat să faceți o selectare care ulterior se va păstra la dumneavoastră în momentul în care veți trece pe alte pagini ale modulului analitic. Eu o să vă arăt imediat cum funcționează această chestie. Haideți, pentru început, să vedem. Da, și apropo, dacă o să atrageți atenția, aici avem numărul de persoane care participă în achiziție, numărul de proceduri anunțate și că numărul de licitații pe fiecare deci punct din clasificator. Puteți să schimbați, dacă o să vă concentrați, de exemplu, pe costul așteptat, o să vedeți că o să se schimbe tot tabloul și o să vedeți că în cazul dat se schimbă și numărul de proceduri și numărul de achiziționari. Da, deci după, puteți să vedeți de asemenea numărul de atribuiri sau sumele atribuite, să vedeți, adică fiecare dintre câștigători ce sumă a propus. Acum haideți să alegem un statut al acestui statutul tender, să alegem statutul activ ca să putem să eliminăm procedurile eșuate, adică cele care nu s-au încunat de succes și să vedem care au fost detaliile în procesul de atribuire a unui contract. Vedem că momentan toți indicatorii au fost recalculați și acum vedem 12.000 de proceduri pe suma de 16 miliarde de lei, dar cu alți indicatori.
De exemplu, dacă vrem să alegem o lună concretă anului 2020, haideți să luăm, de exemplu, primele 6 luni ale anului 2020. Putem să alegem 6 luni, să facem această selectare și să vedem că iarăși indicatorii s-au schimbat și în partea de sus aceste selectări s-au fixat toate aceste preselecții. Și vedem aici indicatorii cheie pe tenderul activ care îi avem din perioada de atribuire a contractului, adică selectarea a trecut, aplicațiile au fost depuse și, deci am zis că alegem primele 6 luni ale anului 2020. De aici putem să trecem la alte pagini și să analizăm sistemul mai detaliat. De exemplu, dacă ne este interesant indicatorul de contestații. Contestațiile sunt un bun indicator. Что-то не так. Мы переходим на лист поданных жалоб, и мы видим, что за этот период... Putem să vedem că în această perioadă, deci pe tenderele active de atribuire, vedem că au fost depuse 382 de contestații de la 232 de furnizori. Și suma lor se cifra la, vedeți acolo care este câte milioane de lei, și vedeți și numărul mediu de proceduri de contestare. Aici putem să vedem cine a fost contestatarii și pe ce, deci, care a fost costul acestor contestații depuse. Aici putem vedea că un furnizor concret aici a venit cu 7 contestații, etc. Reclamații. Noi putem să vedem adresanții acestor reclamații. De exemplu, cei de la Departamentul Sport, Educație au venit cu 11 reclamații, 7 de la Poliție și tipul de producție, cum ar fi lucrările au primit cele mai multe reclamații. Apoi putem vedea statutul reclamațiilor, fie că ea este acum pendantă, examinată sau nedefinit ca statut. Aici avem și un statut respins de instanță, s-a contestat în instanță, dar până acum nu avem astfel de statute. Noi putem selecta, de exemplu, în statutul contestației că decizia este deja luată. Apropo, noi de asta putem vedea mai multe detalii cu privire la statutul acestor reclamații. Deci avem, iarăși selectăm decizia luată și aici vedem acele licitații care în această perioadă au primit astfel de decizii. Ce au primit decizii cu privire la reclamații? Cum putem vedea aceste licitații? Selectăm loturile și vedem împreună cu noastră, în primul rând, lista acestor licitații, 239 de proceduri și putem vedea de asemenea fiecare tender detaliile statistice și cele loturi concrete cu privire la aceste licitații. Haideți să selectăm iarăși numărul cel mai mare, conform numărul cel mai de reclamații. Avem 4-5 reclamații pe licitații. Putem vedea o simplă selecție cu privire la aceste licitații care au mai multe decât 3 reclamații. Și aici avem doar acele licitații care și-au mai mare numărul de reclamații decât 3. Și sus în tabelă vedem loturi pentru astfel de licitații unde reclamații sunt mai mult decât 3. Aici vedem sunt așteptările prețurilor care era suma contractului atribuit, că cine este furnizorul pe lot, care era numărul de propuneri unicale, oferte și pe lot și care au fost descalificările pe lot, care este un parametru de asemenea interesant, care foarte multe ori noi primim descalificări, dar vreau să vă spun că acum acest indicator în tender, adică noi trebuie să acordăm o atenție secundară lui, dat fiind specificul raportărilor care sunt trimise către agenția de achiziții publice pentru a face această dare de seamă, pentru că ei trebuie să descalifice acești furnizori, să vadă cine se ia capul, să vină înapoi și să selecteze furnizorul care vine cu ofertă mai bună ca preț. Oricum, astfel de tabelă există, dumneavoastră puteți să vedeți care sunt caracteristicile fiecărui
licitații și dacă vă este interesant, puteți deja merge la întinder să vedeți care e documentația pe lot. Dacă aveți nevoie să downloadați această tabelă pentru raport sau lucru în fiecare grafică, aveți butonul salvează și și veți avea această tabelă în format Excel, absolut așa cum vedeți, și puteți deja să faceți cu ea ce doriți. Haideți să ne uităm un pic la alt case. Am văzut cum putem analiza licitațiile cu reclamații și reclamațiile au fost acceptate de organ specializat. Haideți să vedem analiza licitațiile pe piață concretă. De exemplu, ne interesează medicina, produsele medicale, 361 cod, începe pe clasificare. Iar din partea dreaptă noi avem acest filtru de calificare CPV și aici putem introduce fie codul detalizat, fie cel de nivel înalt. Eu introduc 363 și vedem CPV codurile care sunt încadrate aici. Deci eu am ales codul 363, eu voi selecta pe statutul licitației activ și detaliile care sunt acum în atribuire pentru învingător și sper că foarte curând funcționalitatea tender va fi îmbunătățită, vom fi totul de contracte, place, nu va fi adăugat, dar în momentul avem ce avem. Deci ce vedem acum, volumul de, cantitatea de cumpărători, de ofertanți, 95, cu 42 de furnizori și diferite tipuri de proceduri. Haideți iar să trecem la propun să trecem la, nu la lista loturilor, la lista participanților. La lista participanților vedem iarăși o tabliță a tuturor companiilor absolut care cel puțin o dată au participat la licitații în care au fost propuse cu privire la CPV 363 sau cu alte coduri mai detaliate. Noi vedem că astea de proceduri au fost 592, pe oferte 32.000 și atribuiri ar trebui mai mult de 14.000. Cantitatea de participanți unici, vedem, sunt 142. Noi putem face filtraj adițional ca să ne uităm, de exemplu, care e, cine este ofertantul care a primit cel mai multe atribuiri. Noi vedem cazul dat, este GBG MLD, Ditas Farm, etc. Deci noi vedem iarăși rata de succes, adică rata de ofertelor de succes, de exemplu, cel mai popular, cel mai mare furnizor în această sferă a venit cu mai mult de 600 de propuneri oferte și a primit atribuiri în 48% din aceste oferte. Al doilea a venit cu 400 ceva de propuneri oferte și atribuiri din acest volum este mai mult de 70%. Aici, de asemenea, putem vedea care este numărul de cumpărători care se folosește acest furnizor și care este numărul de descalificări și pe ce direcția CPV-ului. În acest modul analitic n-am adăugat integrarea cu portalul Open Money, acolo știți că este posibilitatea de a vedea fondatorii companiei, legăturile companiei, acest lucru poate fi de asemenea util pentru a analiza legăturile, conexiunile cu alte companii. Dacă, de exemplu, apăsați pe Open Money ca link, imediat mergem la Open Money, care deja vine adițional cu vizualizarea sa, cu privire la fondatorii, contracte, etc. Acum mă întorc la modul analitic, haideți să vedem o analiză adițională, de exemplu, vom alege un furnizor concret. Eu am lăsat un furnizor concret, alte filtre le-am eliminat și aici vedem că numărul de proceduri, numărul de oferte s-a mărit. Noi avem un profil mai detaliat al companiei, al participanților, dacă sunteți interesați, puteți merge la acest profil și merge și vedeți concret care este statul licitațiilor, care sunt direcțiile din clasificarea CPV, de care au lucrat. Noi aici putem merge la numărul de proceduri sau la
partea financiară a contractului atribuit. Vedem și dacă vorbim de acest companie, Dita este afară, atunci numărul de proceduri, statistica furnizorilor CAPCS, 40% sau 34% din numărul total de proceduri. Dar dacă trecem înapoi la cheltuială sau la suma contractului, atunci vedem că 92%, restul sunt de 7%. Aceasta este posibilitatea de a analiza furnizorul. De asemenea, aici putem vedea un link cu privire la indicatorii acestui furnizor. De asemenea, aici avem și aici posibilitate cu privire la cumpărători. Puteți vedea care sunt cumpărătorii, profilurile cumpărătorilor, cu cine ei lucrează, tipurile de produse cumpărate, ce licitații, la ce licitații participă. De asemenea, vreau să spun că fiecare element de statistică puteți să o încărcați, de exemplu, puteți să puneți în formă de tabel aceste date, să o încărcați apoi în Excel pentru lucruri de mai departe, dacă vă este interesant. Trecem la ultimele două cartele din acest instrument, și anume sunt analiza concurenței. Noi aici putem vedea indicatorii generali, care să-l selectăm. Calificatorul 091, ce sunt combustibile, ce să vedem care sunt indicatorii de concurență cu privire la aceste materiale combustibile, care sunt furnizori PCPV clasificatori în acest sistem. Acest instrument este foarte util dacă, de exemplu, faceți o licitație pentru petrol. Atunci, pentru acest instrument, puteți alege categoria petrol și să treceți în tabela de furnizori, să vedeți toți furnizorii care vând petrol în Republica Moldova prin M-Tender, ca sistem în tabela furnizorilor, cum știți, deja aveți adresa de contact electronic, puteți respectiv forma lista participanților pentru care ați dori să trimiteți notificarea, invitația la licitație ca să măriți competitivitatea acestea. Vedeți aici numărul de licitații cu un singur ofertă și cele care deja s-au terminat cu o atribuire pentru o singură ofertă. De asemenea, putem vedea aici concentrarea acestei pieți. De exemplu, dacă vorbim despre uleiuri de motor, Lukoil 96% sau petrol, atunci iarăși Lukoil este 95%, etc. Pentru care CPVV în această interfață putem vedea concentrarea acestor furnizori. Areți iar să lucrăm cu codul 353, tabela este imediat schimbată și aici vedem că produsul farmaceutic este diversificat, aici avem anumite lideri, dar pe general furnizori sunt mulți, etc. Ultima anexă este analiza eficienței. Aici putem vedea, per general, care este numărul de contracte, care este mai mare decât prețul așteptat pe achiziții. De asemenea, pe cât timp a durat decizia, numărul de reclamații, etc. De asemenea, aici avem analiza prețurilor, putem introduce codul de clasificare și veți vedea care sunt prețurile mediane, medii, minime pe produsul ăsta sau celălalt din sistemul M-Tender, independență de volumul achiziției. Respectiv, acest funcție vă ajută să planificați mai bine achizițiile și planificarea prețului. Deci, funcționalități sunt destul de multe, da? Deci, v-am arătat doar anumite lucruri de bază, ca exemplu. Trebuie să spunem, pentru ca să vă aprofundați, puteți lege mai multe filtre care vor fi salvate pe diferite interfețe și puteți analiza acest sistem din partea în care doriți să o abordați. Pentru cei care după această prezentare ar dori să lucrează cu modul analitic, să știți că fiecare interfață, vedeți instrucțiile care au fost elaborate în partea dreaptă,
acest buton I, informație, apăsați acest buton și veți vedea descris fiecare indicator, cum el se calculează, ce înseamnă, dacă mergi înapoi de la engleză la română, atunci această instrucție veți avea deja în română, respectiv veți vedea imediat cu ce înseamnă. Eu vreau să menționez că, iarăși, acest sistem acum este folosește doar o parte din datele MTender. Noi folosim aproximativ 100 din 700 disponibile, plus că avem anumite elemente care se suprapune cauza anumitor lipse de funcționalități din MTender. De exemplu, modulul de contracte, respectiv cum va fi extins funcționalitatea MTender, noi vom elabora rezultatul acest instrument ca el să apară mai mult, să vină cu mai multe oportunități pentru noastre utile. De asemenea, în acest sistem puteți să nu vedeți anumiți indicatori. De exemplu, dacă veți avea multe solicitări care ați vrea să fie prezent în acest sistem, care să fie, ca să încât analitic acest sistem să fie util în cadrul funcțiilor noastre de analiză, gestionare, etc., atunci puteți să ne scrieți. Contactele noastre vor fi adăugate aici în descriere, aici în interfață, despre. Și veți vedea aici poșta noastră electronică, de asemenea veți vedea că noi vom oferi și anumite sesiuni de instruire pentru diferite auditorii, pentru cum modalitatea de cum să lucreze cu acest instrument pentru cei din afaceri, pentru comandatari, pentru cei care au nevoie de acest instrument de planificare, pentru organizații societății civile, de asemenea pentru analize, examinări. De asemenea, noi aș dori să înțeam cooperare, de exemplu, cu organele de control, de cum ar fi Curtea de Conturi, Agenție de Achiziții Publice sau Departamentul, de exemplu, de audit din municipalități. Noi asta am auzit din partea Chișinăului că pentru ei monitorizarea și controlul achiziții publice este o prioritate, ceea ce poate fi făcut imediat, de exemplu, pentru Departamentul de Audit din Chișinău, dacă ne oferiți, de exemplu, lista de entități sub controlul dumneavoastră, cei care, cumpărători, mă refer, inclusiv titulatura titlurilor și noi putem să facem selecția asta ca dumneavoastră vedeți doar intensa respectivă să folosiți spre analiză toți indicatorii în timp real, în fiecare zi pentru întreprinderi de interesul dumneavoastră, de exemplu, dacă au fost reclamații, dacă au fost descalificări pentru ele, etc. Asta e tot din partea mea, sunt sigur că noi cu dumneavoastră încă ne vom întâlni la terenul în gor de instruire și aș dori să oferi iarăși cuvântul lui Constantin ca el să, mai departe, să treacă la discuțiile de mai departe. Mersi de atenție. Mersi, Victor. Da, într-adevăr, este un instrument pe care de mult așteptat la nivel de stat, sectorul civil, și noi putem vedea că el, de fapt, deschide destul de multe oportunități pentru ca resursele publice să fie folosite transparent și eficient. Mersi. Acum aș dori să ofer cuvântul lui Vladimir Tarnaev, care, de asemenea, este reprezentantul parteneriatului de contractare deschisă, Open Contract Partnership. El va vorbi despre practicile internaționale de monitorizare audit bazate sau orientate pe date. Vă rog. Mersi, Constantin. Vă salut, stimați participanți. Eu aș dori să mă împărtășesc cu dumneavoastră cu anumite practici internaționale, cu abordări orientate pe risc, monitorizare acestor achiziții publice. Pentru că aici vorbim de multe date, ceea ce permite să creăm anumite infrastructuri de monitorizare a riscurilor, de mărire a eficienței, deschidere și transparenței achizițiilor publice. De fapt, toți vânătorii parteneri internaționali contribuie la dezvoltarea abordării orientate pe risc. Fiecare în aceste organizații are anumite deja elaborări care pot fi orientate pentru o țară anumită. COVID-ul doar a subliniat problemele legate de procedurile pentru achiziție rapide anumitor produse
Eu am pregătit anumite selecții de cazuri de abordare a abordărilor orientate pe risc din țările vecine, să începem cu Ucraina. Ucraina, abordare orientată pe riscuri, de fapt, a început în 2016 să fie implementate, când Transparency International a inițiat un proiect de monitorizare a riscurilor, creând platformă Dozoro, și această platformă a fost folosită mai multe 25 de ONG-uri care au examinat câteva mii de contracte și în 2017 Ministerul Economiei a zis că, da, indicatorii de risc vor fi serios utilizate. De asemenea, în 2018 s-a întâmplat o modificare a legii pe relații publice și acolo responsabilitatea a fost atribuită către serviciul de audit. Legea a venit cu indicatorii de risc automatizați. Și tot procesul de monitorizare a achizițiilor a fost iarăși făcut pe baza acestei platforme Dozoro, astfel încât să fie mai automatizată identificarea riscurilor. În 2018, primii 35 de indicatori de risc au fost inițiați, apoi auditorii au lucrat cu ei și de decembrie 2019 a fost modificată legea cu privire la achiziții publice și deja în decembrie 2020 lista acestor indicatori a crescut până la 50. Ce a fost făcut în această perioadă de timp? A fost elaborată metodologie de identificare a indicatorii de risc. A fost elaborat modelul de prioritizare a procedurilor care ne-a ajutat să abordăm în mod cumulativ abordările de lucru cu riscuri. De asemenea, echipa Bass Analytics a lucrat la modalitatea de lucru de maturizare a achizițiilor în timp real. S-au lărgit limitele de reacționa la riscurile identificate. A fost creat un modul analitic pentru auditori care adaugă modalitatea, vine cu modalități mai performante de lucru cu riscurile majore. Ce s-a întâmplat, ce s-a schimbat, dacă facem comparativ dintre lucruri hârtie și electroni, 2018-2019, atunci putem să spunem că eficiența s-a mărit cu 32 ori de identificare a anumitor încălcări. De asemenea, timpul de monitorizare a procedurii s-a eficientizat 3 ori, adică s-a micșorat 3 ori. În acest grafic puteți vedea cauzele pentru lansarea procedurilor de monitorizare în 1920. Indicatorii de risc sunt în sur, cum vedeți în grafic, utilizarea riscurilor este tot mai mare, dar este departe de ideal pentru că majoritatea procedurilor iar sunt selectate cu mână, manual. De auditor. Totuși, acum trecem, se vede foarte clar, se trece tot mai mult, sperăm, indicatorii de risc. În 2020, achizițiile acoperite de astfel monitorizare au mărit cu circa 20%. Noi am comunicat cu echipa care este responsabilă de implementare și fixarea anumitor constatări, recomandări, și noi am înțeles că calitatea datelor este critic de importante. Toate procesele de business fie reorientate pe această noi direcție este destul de dificil, respectiv este foarte important să se monitorizeze permanent metodologie și indicatorii de risc, ele să fie calibrate împreună cu IT, specialiști și auditorii, și respectiv trebuie să lucreze permanent la expertiză interză cu privire la modalitatea de a lucra cu riscul în Ucraina. Toate aceste monitorizări sunt deschise, oricine poate în secunde să vadă această monitorizare cu ajutorul platformă Business Analytic, modul Business Analytic, și să vadă, de exemplu, care sunt cele mai adesea încălcări, în ce sector, timpul mediu de monitorizare și altfel, totul este respectiv în câteva click-uri accesibil. Al doilea exemplu este Kyrgyzstan.
acolo se implementează utilizarea indicatorului de risc din curtea de curte de conturi. În primul rând, ei au avut strategie de digitalizare, apoi au venit cu o cooperare cu Berdul și finalmente au început să implementeze. În 2020, auditorii deja au pilotat 32 de indicatori de risc. În acest proces ei au avut mai multe provocări. În primul rând, să treacă de la hârtie la digital monitorizare, ei trebuiau să creeze un instrument de analiză datelor, de monitorizare anumitor rezultate și a problemelor. În procesul de implementare, ca și în Ucraina, ei au elaborat metodologie de evaluare a riscurilor, monitorizare, de prioritizare și listele de identificări cu aceste riscuri. S-au implementat standardul OCDC, OCDC, în modul indicatorilor riscuri. Acest lucru a diminuat foarte mult timpul de analiză a datelor și acum până la 60% a planificării auditului se poate face fără a vizita obiectul ca atare instituție. De asemenea, s-au automatizat și alte procese voluminoase ca timp, cum ar fi elaborarea planurilor de achiziții și alte procese de monitorizare. Din cauza turbulentelor în țara lor s-a schimbat conducerea curții de conturi și respectiv nu avem date dacă de la pilotarea eu trec la practica reală, dar nici câte știm din sursele noastre, implementarea a fost foarte grea și trebuie să există o voință politică foarte puternică ca să schimbe procesele neeficiente la unele mai moderne. De asemenea, pe venitele modificări a portalului de achiziții publice au venit corecturile lor online. Dar cel mai important este că implementarea trebuie să fie sincronizată cu investiții în factorul uman, respectiv să fie învățat personal, pentru că fără ca auditorii să folosească aceste platforme în profesia acest instrument devine pur și simplu unul scump și inutil. Altul caz din Paraguay, America Latină, acolo agenția de achiziții publice pentru ca să analizировать участников торгов и определять, участвуют ли они в парах друг с другом. Pentru a identifica înțelegeri cartelii, ei de asemenea folosesc acest indicator de risc. Sau, de exemplu, pentru firme fantomă, de care este de o singură zi, acest instrument este foarte util. De asemenea, ei pot urma prin sistem de existență personalului necesar. De asemenea, au posibilitatea de a face diferite comparări cu privire la prețuri, de exemplu. În Chile, alt caz, de exemplu, ei au creat o parte, un departament care lucrează la îmbunătățirea sistemului de indicatori de risc. Ei folosesc modele mai complexe care, de exemplu, iau în considerație anumite probabilități de impact negativ, folosirea anumitor pattern-uri sau modele de același fel în achiziții. De asemenea, ei pilotează așa anumitul machine learning, adică învățarea coșturi, înțelegerea automatizată. De asemenea, ei au posibilitatea să primească și anumite plângeri anonime, care de asemenea influențează, desigur, la dorința furnizorilor să vină cu o descriere mai clară a problemei. De asemenea, alte cazuri, exemple din Chile, aici mă refer la site-ul Observatoriu Fiscal, unde puteți vedea analiza indicatorilor risc în toate achizițiile publice pe țară. De fapt, ele de fapt au elaborat un instrument care arată legătura dintre companii, aici cum și ar fi open tender în Moldova. De asemenea, din Open Partnership eu am primit un ghid cu privire la indicatorii de risc, care avem deja ca 100 de riscuri. În prezentarea mea puteți vedea link-urile, link-ul stand vă le poate da, ca să vedeți care este experiența și să analizați experiența din mai multe țări ale lumii cu privire la utilizarea acestor indicatori de risc.
Și respectiv aș dori să vă spun că Moldova, de asemenea, aveți o soluție foarte bună, cum ar fi Open Money, unde puteți urmări afilierea companiilor. Noi în anul ăsta am sprijinit un pic Open Money prin dezvoltarea unui instrument care analizează prețul pe unitatea de produs. Aici puteți vedea, de exemplu, analiza pieței cartofului, care vă arată cât costă, de exemplu, un kilogram în baza sistemului achizițiilor publice. De asemenea, este un alt proiect foarte interesant, revizia, care iarăși ne arată analiza riscului. Eu cred că prezența astfel de instrumente, cum ar fi QI, proiect sau Open Money sau cei de la acord de contraauditorii respectiv vor avea un potențial foarte bun de a colabora cu societatea civilă, organizația civilă din Moldova și o foarte bună posibilitate de a veni cu decizii corecte prin utilizarea achizițiilor publice. Asta e tot din partea mea și vă mulțumesc foarte mult, mersi foarte mult de atenție, mersi Vladimir pentru o lecțiune, prezentare foarte comprehensivă, materialele desigur vor fi accesibile tuturor participanților această întrunire, dar acum oferim cuvântul lui Serghei Canareal, care este șeful secției de achiziții publice la Ministerul Finanțelor. MEA astăzi se va axa pe programul de dezvoltare a achizițiilor publice pentru următorii 4 ani. Achizițiile publice reprezintă unul din domeniile prioritare pentru Ministerul Finanțelor și se consideră că la această etapă este nevoie de o planificare pe termen mediu în acest domeniu. Acest program național de dezvoltare a achizițiilor publice pentru anii 2021-2024 va fi un document care va propune acțiunile care vor defini viziunea guvernului și vor sincroniza toate activitățile la toți actorii implicați în procesul de achiziții publice. Programul se axează pe 4 piloni. Primul pilon este cadrul legislativ și de reglementare. Se propune alinierea completă la directivele Uniunii Europene. Al doilea pilon este îmbunătățirea și perfecționarea sistemului electronic de achiziții. Pilonul numărul 3 se propune centralizarea achizițiilor publice și anume prin dezvoltarea unităților de achiziții centralizate, implementarea acordurilor cadru și catalogelor electronice. Pilonul numărul 4 se va axa pe profesionalizarea și certificarea persoanelor care în mijlocit derulează procedurile de achiziții publice. Ținând cont de tematica de astăzi, o să mă opresc numai pe pilonul numărul 2 și anume pe dezvoltarea sistemului electronic de achiziții. Ministerul Finanțelor se propune următoarele obiective. Primul este accesul la informații cu privire la achiziții publice pentru tot publicul, pentru toată societatea, în baza standardului datelor privind contractarea deschisă. Alt obiectiv este dezvoltarea mecanismelor de control și anume bazate pe indicatorii de risc. Obiectivul numărul 3, noi ne sperăm că prin utilizarea mijloacelor electronice pentru procedurile de achiziții vom contribui la combaterea corupției, la prevenirea actelor de corupție și a faptelor coruptibile. Și dacă programul nostru va fi implementat cu succes, considerăm că vom ajunge la următoarele rezultate. Vom avea, în primul rând, un sistem de achiziții electronice modern, transparent, implementat în conformitate cu standardele OCDS. Vom avea un modul Business Intelligence dezvoltat care va asigura instituțiile abilitate cu sarcini de monitorizare și control cu toată informația necesară.
În sistemul electronic vor fi implementate toate tipurile de proceduri și toate instrumentele necesare pentru derularea achizițiilor publice. Și ce e un lucru foarte important care este asigurat la moment, sau cel puțin tehnic este dezvoltat, ca sistemul electronic de achiziții să fie integrat cu toate resursele informaționale de stat și să aibă posibilitatea să se integreze cu acele resurse informaționale care vor fi create în viitor. Cât despre modulul prezentat astăzi, pot să spun că el este unul din pașii care va contribui la implementarea programului care noi vrem să-l propunem pentru aprobare. Și asta nu este o finalitate, adică ceea ce a fost prezentat astăzi este numai un început. Acest modul cu siguranță va fi dezvoltat în continuare. Mai mult ca atât, ne propunem ca el să fie integrat în sistemul nostru informațional de achiziții electronice. Și sincer vă spun, noi din start ne-am implicat activ în această activitate, fiindcă ne dorim să atingem un scop. Și acest scop este anume implicarea societății, și nu mă refer numai la societatea civilă, în monitorizarea achizițiilor publice. Mersi. Спасибо большое, Сергей, за... Mulțumim foarte mult, Sergei, pentru faptul că ați prezentat aceste priorități atât de importante și iată că am ajuns și la sesiunea de întrebări-răspunsuri. Stimați participanți, în această întrevedere, putem să folosim funcția de mână ridicată sau puteți să scrieți texte, întrebări, comentarii în chat. Și noi, din partea noastră, ne vom strădui să le luăm în calcul. Aceste prezentări au fost chiar vaste, știm că destul de multilaterale, destul de detaliate. Noi am atins multe întrebări. Atenție suplimentară. Deocamdată așteptăm să vedem dacă este cineva din partea participanților care vrea să pună întrebări. Dar iată, avem prima întrebare pe care am văzut-o în timpul prezentării și a discuției. Întrebarea care ține de termenii de realizare și de punere acțiune acestui sistem electronic M-Tender. Când se planifică? Când se planifică să fie pus în acțiune acest funcțional, când va fi el accesibil? Colegi, puteți răspunde la această întrebare? Vladimir Radionov sau cine dorește să răspundă? Acum avem într-adevăr un nou funcțional care se testează, dar deocamdată ca și pilot. Iar după ce vom avea testările cu succes, vom putea vorbi despre faptul că aceste funcții vor fi puse în acțiune deja. Eu cred că până la finele acestui an, dar acest funcțional va fi pus în acțiune. Va fi pus în acțiune pe toate, absolut pe toate platformele care sunt conectate la sistemul M-Tender. Mulțumesc! Eu o să adaug câteva cuvinte de clarificare la această întrebare. Da. Știți cum, ca și la construirea unei case, parcă îți pare că nu mai ai făcut reparație și iată că... Deci, îți dai seama că ai alte probleme. Noi, desigur, avem un plan în baza căruia vrem să întreprindem acțiune. L-am discutat cu CTIF-ul, un plan foarte ambițios. Da, și am avut și un calendar foarte ambițios. Ne gândeam la aprilie anul acesta, dar vedeți că luna aprilie s-a epuizat, dar nu putem zice că am făcut foarte multe chestii sau că avem un progres foarte semnificativ. Evident, procesul este în derulare și probabil cea mai pozitivă chestie este că noi nu ne oprim, nu pofida dificultăților care apar pe parcurs. Cunoașteți tare bine, toată lumea se ciocnește de așa dificultăți la noi în țară și în toată lumea, cu atât mai mult cu cât pandemia introduce anumite corective în munca oamenilor. Acestea nu sunt scuze, acestea sunt doar chestii care trebuie să le luăm în calcul și să organizăm munca în așa mod încât să nu pierdem din calitate
în lumina ceea ce planificăm să facem. Cu atât mai mult cu cât noi foarte bine cunoaștem că deciziile care nu sunt duse la capăt duc la reacții negative din partea utilizatorului. Și este destul de dificil să noi punem accent, evident, în primul rând, pe calitate. Noi vorbim și despre niște platforme private care, de asemenea, ar trebui să-și consolideze resursele pentru a-și prelucra mai bine acest funcțional care a fost deja care a fost deja pus în acțiune și care pentru utilizatori ar trebui să aibă și deja niște realizări concrete. Deci, în acest, da, într-adevăr, am zis că am avut niște planuri mai ambițioase. Acum de ne gândim la luna august, dar noi sperăm că până la finele anului planul care ne l-am propus o să-l implementăm oricum. Și toate întrebările care o să apară pe parcurs, vom fi foarte fericiți să le discutăm în orice moment. Știți cum, de multe ori, când avem întrebări teoretice, ele își găsesc soluționarea în spațiul practic. Atunci când noi puneam în acțiune sistemul Intender, nimeni nu s-a așteptat că numărul de loturi o să fie până la câteva mii. Deci sistemul nici nu preconiza așa o încărcătură. Așa că toate momentele pe care cumva apară în practică trebuie să fie prelucrate mai târziu. Deci toate aceste chestii trebuie să fie permanent dezvoltate în cadrul sistemului. Și noi asta am spus de mai multe ori, orice sistem informațional este un ciclu de viață, de fapt, de la trasarea obiectivului până la implementarea lui, până la ameliorarea, perfecționarea și așa mai departe. Da, noi trecem prin acest proces și sperăm foarte mult că în ultima instanță el o să ne ducă la rezultate de care o să fie fericită toată lumea. Da, vă mulțumesc pentru răspuns, dar acum ca moderator vreau să fac și o clarificare. O să fie etapizată punerea în acțiune acestui funcțional sau o să fie cumva în complex chestia aceasta? Dacă o să fie ceva așa etapizat, ce o să vedem în primul rând? Noi vorbim acum iarăși de funcționalul sistemului M-Tender. Bine. Da, absolut corect. A spus că chestia asta o să meargă în etape. Avem, într-adevăr, anumite proceduri care trebuie să fie prelucrate. Și aceasta este una dintre sarcina de bază care noi, pe care noi deja am discutat-o. Se referă, de fapt, la funcționalul care există și care are nevoie de ameliorare. Adică ceea ce urmează să fie pus în aplicare în prim rând, prima etapă. După care o să meargă și niște chestii separate, deci care țin de o funcționalitate, de un funcțional absolut nou, care nu a existat în sistemul de achiziții și acolo. Și munca este mult mai mare și se cere deci să fie se cer că anumite procese să fie puse în aplicare mai aproape de sfârșitul anului. Acum, eu am vorbit despre criteriile care țin de altceva decât de prețuri, vorbeam despre procedurile de negocieri, toate acestea o să le vedeți în sistem și mai devreme. Ele, de fapt, există acum, dar atât trebuie să fie ameliorate și puse în acțiune mai bine, așa că aceste procese se vor petrece permanent. Eu cred că organul de achiziție în acest an deja o simte modul în care se simte, deci, modul de susținere. Anumite chestii care nu le puteam rezolva în sistem, acum foarte bine le putem rezolva și ele se fac în timp foarte scurt, foarte operativ. Și aici vorbim și de competențele noastre tehnice, se îmbunătățesc privitor la modul în care trebuie să funcționeze sistemul și cu cât mai multe competențe avem, cu atât mai multe posibilități avem pentru a grăbi procesul. Mulțumesc mult pentru răspuns.
Mulțumesc pentru acest răspuns. Deocamdată nu avem alte întrebări. Văd că nimeni nu a ridicat mâna. Eu cred că o să apară mai multe întrebări după ce dumneavoastră o să începeți să folosiți acest modul. Și vom trece la faza de implementare. Acum vreau să vă propun să... Da, avem o întrebare de la doamna Inache. Da, Diana, vă ascultăm. Vă puteți conecta. Acum e în regulă. Bună ziua, ziua tuturor. Sunt Diana Inache și reprezint IDIS Viitorul, o organizație care de mulți ani deja monitorizează sectorul achizițiilor publice. Când zic sectorul achizițiilor, mă refer atât la politicile din sector, tot ce vizează cadrul legal, cadrul instituțional și celelalte politici care sunt adoptate sau care trebuie adoptate, pe de o parte, și pe de altă parte, deja nemijlocit anumite achiziții ale unor autorități contractante la nivel central, la nivel local, sau nemijlocit, deci specific proceduri de achiziții separate. Sigur că lansarea acestui instrument ne bucură foarte mult, a fost așteptată de către noi toți, având în vedere faptul că ne ușurează foarte mult activitatea noastră de analiză și de monitorizare. Și zic analiză în primul rând pentru că noi de cele mai multe ori utilizăm datele care le oferă agenția achiziției publice sau în tender pentru, ziceam, analize mai complexe decât analiză per procedură, motiv pentru care astfel de instrumente sunt extrem de utile pentru noi și ne ușurează activitatea. De aceea țin să felicit autoritățile și partenerii pentru aceasta. Pe de altă parte, am fi vrut să-l vedem cumva, da, oficial și finalizat probabil mai curând, dar având în vedere că am auzit că tocmai spre sfârșitul anului urmează a fi cumva testat final, da, și utilizat. Însă deja este bine și așa. Eu aș avea câteva sau mai multe întrebări și precizări totodată. Prima ține de perioada pe care o acoperă datele furnizate de acest modul. Din câte eu m-am uitat acum în timp ce ascultam, văd doar anii 2019-2022 respectiv. Deci înțeleg că lipsesc datele istorice. Sau dacă nu, atunci poate urmează să fie cumva încărcate în sistem sau să fie disponibile ulterior până la sfârșitul anului. Întrebarea 2 ține de mai mult o precizare pentru noi. Aceste date care sunt acum până la testarea finală, da, și așa cum spuneați, putem să le folosim ca date deja oficiale în activitățile noastre de monitorizare, în instruirile care urmează să le avem cu alte organizații ale societății civile privind monitorizarea achizițiilor, sau ele sunt deocamdată în regim de testare, așa și cum s-a menționat. Deci în ce măsură ele sunt reale și credibile la etapa respectivă? Și întrebarea 3 ar viza... Deci, care, dacă va fi și dacă da, care va fi diferența dintre utilizarea modulului BI de către societate în general, inclusiv organizațiile care monitorizează, și pe de o parte, deci și pe de altă parte, instituțiile de resort, mă refer la cele de monitorizare, de control, de audit și chiar cele de drept. Da? Deci este o diferență sau este același sau dispunem de aceleași instrumente, da? Acces deschis la platformă. Întreb aceasta din considerentul că probabil autoritățile care au aceste funcții ar trebui să aibă cumva un acces mai
mai facilitat sau se poate utiliza mai eficient aceste date în procesele lor de control, monitorizare, audit și așa mai departe. Deci care va fi această diferență dacă va fi? Mulțumesc anticipat tuturor celor care vor răspunde și încă o dată felicitări. Da, cred că tot eu am să răspund. Diana, mulțumesc pentru întrebări foarte utile, chiar și bine, vă mulțumesc că ați venit cu așa întrebări importante. Eu am să răspund de la ultima, bine, și mă duc deja de la prima care dumneavoastră ați vocificat. Am să trec în rusă, să fie fără traducerea pentru colegii care participă la eveniment. Какого, скажем так, преференциального доступа к тем данным, которые у нас на сегодняшний день есть в системе электронных закупок, со стороны государственных органов нет. То есть у них абсолютно идентичный доступ, и тот объем публичных данных, который у нас на сегодняшний день есть в системе, он абсолютно одинаковый, что для пользователя как бы со стороны заинтересованного в такой информации, что для тех учреждений, которые занимаются мониторингом. Безусловно, и эту ремарку я тоже должна сделать, конечно, безусловно, у государственных контролирующих органов есть еще дополнительные источники информации, помимо тех, что представлены в информационной системе, но они больше касаются тех процедур мониторинга, аудита и контроля, которые они осуществляют непосредственно на объекте проверки. Поэтому тут в данном случае на этот вопрос, скажем так, о количестве, там, о широте и глубине тех данных, которые они получают в процессе своей работы, они смогут прокомментировать. Что касается самой системы электронных закупок, то доступ, как я сказала, абсолютно идентичен для всех пользователей. Тут ремарка тоже вторая, что касается доступа к данным. Есть определенная категория данных, которая не может находиться в открытом доступе. Это данные, касающиеся коммерческого секрета, а также государственная тайна, которая действительно таких данных в системе, даже при условии, что такая функциональность по сохранению и внесению такой информации в системе, они не будут публично доступны. Пока такой информации у нас в системе нет, но потенциально как бы в будущем функциональность может включать такую возможность, как загрузку в систему такого рода информации, доступ к которой, соответственно, будет авторизирован только для тех, кто имеет соответствующие допуски. К следующему вопросу, переходя, это Диана я пур симплу. Deci perioada de timp, deci de disponibilitatea datelor. Disponibilitatea, da, foarte bună întrebare, da. Тут тоже как бы для тех, которые только-только начинают и знают как бы об истории создания системы электронных закупок в Молдове и развития, значит, чтобы было понятно, почему у нас данные, которыми вы сегодня, на сегодняшний день пользуетесь, начинаются с 2019 года, потому что та структура, архитектура данных, которая на сегодняшний день позволяет использование этих данных, она была сформирована с 2019 года, с момента, когда была внедрена новая система электронных государственных закупок. Перенос данных из другой системы в текущую — это отдельная, очень сложная техническая задача. И в перспективе вполне возможно, что мы можем ее реализовать, но это в той перспективе, когда, скажем, это, знаете, как вишенка на торте, то есть на десерт. Только тогда, когда мы, в принципе, основные вопросы развития системы и ее полноценного функционирования решим. Потому что на самом деле основная задача BI – это даже не сколько сравнить один год с другим, сколько получить оперативную информацию о том, что происходит сейчас. Вот, поэтому акцент был сделан именно на этом, да, то есть на текущем состоянии процессов, которые идут. И, наверное, я бы сказала, что лучший контроль – это не тот, который позволяет тебе констатировать исторические данные, да, а тот, который тебе позволяет в текущем времени получить те данные, которые могут помочь изменить ситуацию текущую или принять правильные решения в текущий момент. Поэтому акцент был
сделан таким образом, но опять-таки вопрос очень хороший. Действительно, иногда, не иногда, очень часто исторические сравнения как бы, и статистические анализы, основанные как бы, на анализе данных разных периодов, позволяют тоже очень многие вещи и процессы определить, оценить, поставить правильные приоритеты. Вот. Но это, скажем так, задача на тот период, когда у нас для этого уже будет больше и времени, и решатся основные технические, технологические вопросы касательно текущей системы. Diana, am răspuns la toate întrebările în parcă, da? Mai era și a treia legată de măsura în care datele la care avem acces actualmente. Da, cu veriditatea datelor, da. Я, скажем так, скажу вам сразу, то есть процесс, то, что мы вспомним imediat procesul pe care îl prezentăm astăzi. Este sistemul care noi îl prezentăm astăzi. Acest sistem încă nu a trecut testarea din punct de vedere a corectitudinii de procesare a solicitării. Să vedem dacă bun, solicitarea vine în sistem, sistemul identifică și dă răspunsul. E ca și orice fel de modul care este inclus în sistem și sistemul din MTender, de fapt, reprezintă anume și o construcție de module. Vladimir v-a arătat aceste module, ați văzut că sunt foarte multe module, toate interacționează, se interconectează, fiecare dintre ele îndeplinește o funcție anumită și noi, evident, o să facem chestia aceasta, deci asta e absolut, nici nu se discută că este una din sarcinile noastre înainte de lăsa oficial acest instrument este de a testa, să ne asigurăm că, într-adevăr, toate aceste solicitări sunt procesate corect și răspunsurile sunt, de asemenea, corecte. Da, din acest motiv, chiar dacă o să fie anumite incorectitudini sau nici chestii nu foarte precise, deci ele n-ar trebui să ducă la devalvarea sistemului. Deci, pur și simplu, o să fie niște comentarii care o să zică că, da, informația dată poate să dea o anumită eroare, de exemplu, marjă de eroare. Și după procesul de testare, putem să spunem că, într-adevăr, dacă există așa erori, cel puțin din experiența noastră, da, într-adevăr, așa erori nu există. Deci asta este o chestie bună, fiindcă, de fapt, sistemul care este conectat suplimentar la sistemul Intender nu este implementat în mod direct, dar este ca un fel de ecluză, de care vorbea Vladimir. Da, API, deci eu numesc ecluză. Se permite că în această ecluză să introducem datele din sistem care confirmă că ele sunt veridice. Și, respectiv, orice altă modul informațional, care obține rezultate în baza acestei informații, de asemenea, se referă la această ecluză. Adică, vedeți că sursele informației sunt corecte. Acum, pe cât este de corect analiza funcționalului, asta este altă chestie deja și asta în proces de testare deja o să verificăm. Dar eu cred că totul o să fie foarte corect. Noi o să ajungem neapărat și o să oferim răspuns la această întrebare pe parcursul următoarelor luni, atunci când o să facem testarea acestui modul. Dacă îmi dați voie și eu să completez ca și moderator. Da, eu am vrut să adaug că, într-adevăr, anul 2019 a fost primul an deplin al exploatării sistemului MTender. De fapt, sistemul a început să lucreze încă în 2018 în baza noi legi, de ce noi am luat decizia că să nu încărcăm datele care sunt pe jumătate. Și în ceea ce privește acuratețea și deci veridicitatea datelor, da, într-adevăr, aceste date vin la direct, niciun fel de manipulări sau de transformări în timp ce le încărcăm în modulul de analiză, nu se produce. Metodologia calculării fiecărui indicator deci apare sub formă de resurse informaționale care apar pe fiecare dashboard. Adică dacă apar întrebări privitor la
De exemplu, cum se calculează concurența, competiția sau descalificarea sau economisirea, deci toate acestea sunt descrise în metodologie. Și ce este important de asemenea să menționăm, la transformarea datelor din MTN în API, deci noi nu facem niciun fel de transformare, adică dacă ar fi probleme de calitate, de asemenea o să le vezi în modul analitic. De exemplu, dacă tenderul a fost anunțat în euro, dar furnizorii dau propunere, deci oferte în lei. În așa caz, evident, o să fie anumite diferențe din între cost și propunere. Sau diferență, de exemplu, costul așteptat este 1,5 milioane, dar costul ofertei este, nu știu, 15 milioane. Și o să vedeți că acolo furnizorul, de exemplu, a pus un zero, fără să vrei, în sistemul electronic. Așa nuanțe, întotdeauna o să le vedeți în modul analitic. Acest lucru încă o dată confirmă că aceste date nu trec manipulări. Iată, chiar acum e un chat, dau o referință la un link public, deci puteți imediat să deschideți, să luați date de acolo. Mai multe instituții eu culeg date de acolo. Dacă aveți cumva vreo presupunere că ceva nu-i corect cu datele care apar la dumneavoastră, pe când nu puteți de acolo să faceți referință și să luați datele veridice. Și evident, pentru fiecare tender, pentru fiecare lot, aveți referință la portalul în tender. Ceea ce înseamnă că dumneavoastră întotdeauna puteți să treceți după referință să verificați dacă datele într-adevăr corespund cu ceea ce există în MTender acum. Mulțumesc. Eu cred că noi am primit niște răspunsuri foarte complexe și multilaterale la toate întrebările. Avem încă câteva întrebări în chat. Colega Cristina vă va ajuta să le sonorizăm. Sistemul MTender are funcționalități care nu corespund prevederilor legii 131 privind achizițiile publice. Există un plan pe viitor de a ajusta funcționalitățile sistemului MTender cu prevederile legale? Sigur, și cum am spus, această sarcină este primordială acum pentru menținerea și funcționarea sistemului. Anume, ceea ce este acum și funcțional în sistem trebuie să corespundă cu legislația în vigoare. Mulțumim și încă o întrebare. După în 2018 s-a lucrat cu CRSAP. La moment, CRSAP nu lucrează deoarece nu e asigurat electronic. Nu este riscul ca pe viitor să se întâmple așa ceva și cu sistemul actual CRSAP în tender? Mulțumim. Și cu celelalte. Vă mulțumesc, întrebarea tot foarte bună. Nu e posibil ceva așa pe viitor. Obligațiunea guvernamentală, să spunem așa, da, față de menținerea și funcționalitatea sistemului de achiziții electronice este stabilită conform hotărârii guvernului și nu poate fi anulată, sau dacă va fi, asta înseamnă că ceva, cum să spun, se modifice la nivel cu mult mai adânc decât ceea ce noi vorbim. Așa că sistemul care este stabilit și conceptul a funcționalității căruia tot este stabilit prin hotărârea guvernului înseamnă un nivel foarte mare de sustenabilitatea dezvoltării și funcționalității sistemului pe viitor. Спасибо большое. Mersi foarte mult pentru toate răspunsurile. Nu mai vedem alte întrebări sau solicitanți de a vorbi. Dacă în sală nu avem alte comentarii sau întrebări, noi vă mulțumim doar toți participanți pentru timpul acordat. Noi îi felicităm pe toți. Vom încerca să lucrăm, să găsăm o soluție. Da, am auzit niște glasuri de copii. Bine, felicitări tuturor participanților care sunt implicați în modificarea, în reformarea acestor achiziții publice la nivel de stat. Astăzi, foarte bună zi, am primit un nou instrument, noi vom implementa, planificăm să ridicăm eficacitatea instrumentului utilizării acestor. Mulțumim tuturor care au participat, inclusiv online.
Urăm tuturor sănătate puternică și o bună săptămână de lucru. Mersi foarte mult, toate bune! La toate proiectele și ideile care vreți să implementați și vă rog să păstrați distanța, respectați toate regulile care vă ajute să protejăm sănătate de la COVID și vă doresc încă o dată succes și toate cele bune. La revedere! La revedere!